MANTG motor de 26. Problema motorului a fost că în perioada de iarnă a mers cu un amestec slab de antigel cu apă, ceea ce a permis ca din mers să înghețe antigelul, să se înzepăzească în radiator. Și motorul a fost fier de câteva ori până s-a fisurat o cămașă la numărul 3. Și a băgat compresia în instalația de răcire, a scos apa afară, s-a fiert atât de rău încât a ajuns într-un final să dea pe bord high oil temperatură. Am desfăcut motorul pentru reparație, înlocuirea tuturor cămășilor. Cămășile se prezintă bine. Asta cred că, de exemplu, este fisurată, pentru că agață la deget, iar se aude. Aici e fisura de la cămașă. La cuzineți, pentru că motorul s-a încălzit, se observă că pasta s-a încălzit motorul, sau uleiul a dat oil temperatur high oil temperatur și n-am mai avut ungere și s-a dus pasta de pe cuzineți. Aici e mult mai vizibilă uzura cuzineților. Am măsurat cu un micrometru și am comparat cu dimensiunile din manualul de reparație. Uzură pe fusturile maneton nu sunt și așa că voi folosi cuzineți cota sete. Aici avem pistoanele. Voi înlocui zmoala asta care se vede în capul pistoanelor. Este faptul că atunci când s-a încintat motorul, s-au blocat cuzineții în canal și nu au mai putut racla bine uleiul. Și a rămas ulei în... Bine, cuzineții o segmenții o să-i schimb. Și a rămas ulei mult pe cămăși și a băgat și n-a putut să-l ardă. Se observă că la toate pistoanele în cap este zmoală din asta. Aici la cămașa de s-a fisurat, s-a spart, e mult mai multă. Aici la cămașa care v-am arătat-o, care am văzut zgârietura acum și văd că și ea are foarte multă zmoală. Singurul care are mai puțină din asta este pistonul numărul 6. Aici avem semichiuloasele, chiuloasa. O altă cămașă. Aici avem garniturile de chiuloasă. Motorul e desfăcut, acum câteva zile văd că l-a luat puțin rugina, însă acum cât până am desfăcut motorul și am comandat piesele, am dat cu vaseline pe fusturile palier de la Vibrochem pentru că sunt foarte periculoase și ruginesc imediat. Chiar și apa de iese din cămașă în momentul când o depresez. Dacă nu o ștergi de pe fusul palier, de pe fusul maneton, o să ruginească în decurs de câteva ore. Garniturile de chiuloasă se prezintă bine, dar eu, oricum, ele sunt de unică folosință și nu mai pot fi remontate. Voi folosi garnituri de cupru. Am adus dintr-un alt motor desfăcut ca să le compar. Sunt mult mai bune. De exemplu, aceasta este de firma Ehring și realizează o etanșare mult mai bună în zona trecerilor de apă și ulei, cum e aici din la chiuloasă. Trecerea de apă. Și aici pe undeva, pe aici e întoarcere. Pe aici pe undeva e partea de ulei. Și sunt mult mai rezistente decât acestea cu inele de cauciuc. Pentru demontarea segmenților de pe piston, voi folosi acest clește special. La deschidere este de la 100 la 100
60 de milimetri. Aici se centrează la segmenți. Cele două ciocuri prind segmenții. Problema este că nu prea pot să filmez și să și execut lucrarea. Aici sprijină segmentul pe laterale, cele două ciocuri prin segmentul. Și am deblocat, am scos casa, băgăm segmentul nou, folosim aceeași tehnică, fixăm segmentul în clește, îl băgăm așa ușor, până ajunge la locașul lui și eliberăm. Aici se observă fisura de la chiulas, de la cămaș. Într-o altă cămașă avem iarăși fisură. Cred că se observă și agață la unghie. Fisurile acestea, chiar dacă nu par foarte importante, la presiunea de 28 de bar cât are pistonul la sfârșit de compresie, 25-20 ceva de bar, aproape 30, îți de ajuns ca să bage compresia prin bine, cea pe care am schimbat-o și când a rămas motorul pe drum, era... Se vedea și strapunță în partea cealaltă. Pistonul vine montat cu partea mare către pompa de injecție, adică către partea stângă, direcția de mers a mașinii. În partea dreaptă, cu partea cu turbo, avem irigatorul. Și pistonul vine montat așa. Și seria trebuie să vină către pompa de injecție. Seria trebuie să vină serie la serie. Aici avem cu eu de 16, cuplul de strânge este 100 de newtoni plus 90 de grade ulterior. Cu zineții vine cel de jos și cel de sus, scrie splutter pe el. Acesta. Și este un alt aliaj și vine montat în partea de sus. Este un cuzine de forță pentru a prelua presarea pistonului când coboară cu arderea în jos. Avem motorul. Trebuie curățate foarte bine găurile în care vin înfiletate prezoanele în bloc. La MAN sunt cu filet de 15. Prezoanele din partea stângă sunt mai scurte și cele din partea dreaptă mai lungi. 3 prezoane scurte, 3 lungi. Acolo jos se văd fusurile palier. Fusurile maneton au fost date cu vaseline ca să nu ruginească, canalele de inele, vin două inele jos în bloc și unul sus pe cămașă de etanșează și aici e umărul de presare al cămășii. Găurile astea laterale sunt găurile prin care circulă apa.
Am dat irigatoarele jos pentru că presa de cămăș nu puteam să nu-mi permitea să o bag. Și se rotea și lovea în irigator. Am deconectat ramificația din fața tubulaturii de a colectorului de evacuare. Aici avem răcitorul de gaze de la Eghereu. Aici e clapeta muzicuța de la Eghereu. Și partea de răcire a apei. Apa care trece prin răcitorul de gaze de la Eghereu se duce în spate, încălzită către intardă. Acolo este epuratorul de vapor de ulei din blocul motor. Aici avem gaura prin care vine ulei din bloc și ajunge sus la chiuloasă și unge culbutorii. Aici avem gaurile pentru tijele împingătoare, gaură de prezon, gaură de prezon. Aici avem apă, intrare și ieșire de apă din chiuloasă. Aici, de fapt, avem câte două ghiduri pentru fixarea garniturii de chiuloasă. Pentru că s-a fisurat cămașa și șoferul a tot completat cu apă, dar a strâns bușonul la gura de la vasul de expansiune. N-a mai avut unde să elimine compresia, aici nu s-a putut ține supapa de suprapresiune cu presiune și a fisurat vasul de expansiune. Vasul de expansiune este integrat direct în radiator, așa că nu voi putea să-l repar, doar va trebui să înlocuiesc cu totul radiatorul, cu alt radiator nou sau second din dezmembrări. Chestia asta a și imobilizat mașina. Și a trebuit să mă duc după ea pe traseu să-i desfac motorul, să schimb aici la 5, să-i schimb cam așa. Ca să depistez care chiuloasă sau garnitură de chiuloasă sau cămașă e cu probleme, bine, în cazul acestui motor a fost care cămașă e cu probleme, semichiuloasa vine montată pe chiuloasă și aici vine aerisirile de la chiuloasă. Se duc așa ramificate și merg în față către vasul de expansiune. Am demontat ramificat partea de aerisire a chiuloasă și am lăsat motorul să funcționeze și l-am alimentat cu apă prin față. Și pe aici, pe la aerisirea, la cilindru 2, care a fost cu cămașa foarte spartă și cu pierdere de foarte mare, am început să-mi scoată bule cu putere. Bine, dacă țineam apăsat, îmi scoatea la celelalte chiuloase pentru că partea de apă comunică între ele. Pierderile pe celelalte cămăși pe care le-am prezentat cu fisuri, adică la cilindrii 4 și 3, așa, au fost destul de mici și nu au scos. Dar oricum, dacă lăsam motorul să funcționeze în continuare așa, sigur nu în perioada verii, când e de sarcină la pantă, se măreau crăpăturile și începea iară să scoată apa afară. Am pregătit pistoanele pentru montare, le-am curățat cu benzină, am curățat canalele. Asta e poziția de montaj a pistonului. Vine cu partea cu seria către partea stângă, către pompa de injecție. Aici vine irigatorul de ulei. Avem chiar pe unele din ele am văzut că e săgeata care indică montajul. Așa. Cămașa cea nouă. Aici e canalul pentru inelul de pe cămașă și două inele sunt în partea de jos în bloc. Cămășile de 128. Așa, aici avem setul de inele de fiecare cămașă, vine cu inelele ei individuale.
e codul de piesă, inelele și codul de cămașă. Ca rest de piese mai avem restul de cămăși, segmenții, cuzineții pentru biele, și garnituri de chiuloasă. Pe garnitură avem o prezentare a ordinii de strângere în tabelul A. Avem dacă avem șuruburi cu cap hexagon sau cu ED16, cum este în cazul nostru. Ordinea de strângere 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și în cazul cum avem noi șuruburile cu E16, avem o prestrângere la 10 N, următorul stagiu 80 de N, 150 de N și apoi de 2 ori 90 de grade. Operațiunea se mai repetă 90 de N după 90 de grade după 1000 de km. Segmenții. Avem A-ul este cel de ungere, B-ul este cel din mijloc, C-ul este segmentul de foc, segmentul trapez. Vom verifica panta de segment din cămașe. Segmentul are o inscripție top, care înseamnă că trebuie să fie montat sus. Aici este segmentul cel nou, fanta segmentului trebuie să fie de 1,5 mm la toți segmenții. Avem codul de segment și aici avem inscripția cu top. Cele două inele subțiri de 2 mm, 2,1, vin montate în partea de sus a cămășii lângă umăr. Și cele subțiri, cele groase, vin de 4 mm, vin montate în bloc. Am băgat cămașa la cilindrul numărul 1, urmează cămașa la cilindrul numărul 2. Această cămașă de fapt am mai schimbat o dată pe drum. Aia o secundă.
Poziționarea segmenților în canale se face la segmentul 1, cel de ungere, vine cu seria în sus, trebuie să fie la 180 de grade față de irigator. Irigatorul vine pe partea asta. Arcul unde se îmbine trebuie să fie în spate la 180 de grade de capătul segmenților. Segmentul 2 vine cu inscripția top în sus și cu seria și vine la 120 de grade față de primul segment. Segmentul 3, segmentul de ungere, la fel cu inscripția top în sus și la 180 de grade față de prim. Așa, uitându-ne pe poziționarea lor, trebuie să dea semnul de la Mercedes. Unul aici, primul segment, al doilea în partea asta, al doilea în partea asta și pe aici vine bolțul. Și ele nu trebuie să fie pe fantele de la segment, să fie pe linia bolțului. Strângem segmenții cu un dispozitiv special pentru a-i menține adunați în canal și cu ajutorul cozii de la ciocan. Aici stonul trebuie să fină cu săgeata către înainte. Săgeata înainte e direcția de mers a mașinii. Către evacuare are seriile. Pistonul trebuie să vină cu seria către pompa de injecție aici, adică în partea stângă, și capacul de cuzinet, capacul biele, vine cu seria către partea stângă, gresat bine cuzinetul. Montat. Șuruburile la capacul de bielă se strâng la 100 de newton. Rotim motorul odată la șurubelniță și pe urmă mai dăm 90 de grade. Aici este dintele după care se reglează, se trage motorul la punct și pe aici se și învârte motorul cu ajutorul unei șurubelițe. Când se trage motorul la punct vine pe TDC parcă sau T0. Acum motorul este tras pe T0. E tras la punct. Observă că da, vârful de ghidare trebuie să fie exact pe liniuță. În partea stângă avem avans pozitiv cu până la plus 15 și în partea de sus până la minus 30 avans negativ înaintea punctului mur superior. Când motorul este tras pe T0, pistoanele 1 și 6 sunt sus. E exact la față. Iar la pompa de injecție, în cazul în care vrem să umblăm, în partea asta are un nimbus care se desface cu 6 și gradajul de la el, de la axul cu camera, are o liniuță așa pe jumate. Și liniuța trebuie să fie la jumate. Iar ca să se vadă,
se urmărește prin această gaură din șasiu de lângă telescop, o gaură între, între șuruburile astea două, și se vede exact în imbus, se observă. Dacă desfac imbusul, ar trebui să să fie gradația la jumate. Și atunci e trasă pompa de injecție la punct. E un canal în axul cu came. Piloasa vine în ghidaje fixată. Garnitura de chiuloasă vine montată cu seria în sus. Am șters-o cu o peliculă fină de ulei. Aici găurile pentru tigele împingătoare. Alimentarea cu ulei sus la semichiuloasă și la culbutori, intrarea și ieșirea de apă aici. Am montat ansamblu chiuloasă și semichiuloasă pe cilindru 1. În momentul când se montează, trebuie avut foarte mare grijă ca culbutorul să intre și să se așeze foarte bine în tija împingătoare, să nu scapă tija lângă biluța de la culbutor. Ține puțin de... La unele supape o să intre la fix, cum a fost aici, și la cea care sunt pe liber nu o să vină. Vine montat, cele două tije împingătoare sunt la fel, și pentru admisie și pentru evacuare. Aici avem punta la supapa de evacuare cu supapa de la EVB, la frâna de motor, cea de la admisie. Canalul de ungere din bloc chiuloasă și semichiuloasă către axul tacheților. Pentru semichiuloasă, pentru etanșare, am folosit un silicon mai special, Victor Rinz. Trebuie folosit un silicon de calitate și o peliculă foarte mică, foarte subțire. Aici avem semichiuloasa. Dacă se folosește o peliculă mare, surplusul de silicon va înfunda canalul de unge axul de la tacheți. Și dacă rămân fără ungere, o să se ducă axul și pastiluțele. Am montat și cea de-a doua semichiuloasă. Aici trebuie avut grijă la bila de la tachet să intre bine în tije, exact pe poziție. Asta e o supapă care, un cilindru la care ambele supape sunt pe liber acum și stau foarte bine. Prezoanele la chiuloasă, cele din spate sunt cele lungi, cele din față cele scurte. Urmărim tabelul cu strângerea și o să-i facem în prima fază o strângere de 10 N, așa, la cu un eu de 18, de 20. Îi facem la cricket, la forța mâinii, o prestrângere, cât să se așeze semichiuloasa pe chiuloasă și să etanșeze masticul. Apoi, după ce termin cu montarea tuturor semichiuloaselor, voi începe următorul stagiu de 80 de N. După ce am strâns chiuloasa la
10 N prestrângerea primul stagiu, urmează stagiul 2, strângerea la 80 de N. Se fixează dinamometrica pe 80 de N. Se așteaptă 10 minute, urmează apoi strângerea la 150 de newton, apoi se dă de două ori 90 de grade la toate prezoanele. Și am terminat și stagiul de 150 de newton și am strâns toate șuruburile. Așteptăm o pauză de circa 10 minute pentru să dispară tensiunile interne din șurub, să se liniștească șurubul și vom trece la următorul stadiu de 90 de grade. Pentru aceasta vom folosi o tubulară de 3x4 de 20 și 90 de grade. De exemplu, se află tubularea cheia așa și trebuie să vină pe aici, în cazul în care nu avem unghiular. Motorul a fost asamblat și verificat, acum urmează să reglez culbutorii și să-i bag uleiul, îl bag pe sus așa, torn direct pe tacheți și să mă pregătesc să-l pornesc.